Seara, prieteni! Sunt Gabriel Bălan și mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Gândului Bălan. Am vrut tare mult să mă întâlnesc cu voi în această seară, pentru că vreau să vă fac o mărturisire. Duminica trecută am făcut os de armă. Poate cea mai puternică armă pe care o dețin eu și voi toți. Ștampila. De ce am făcut acest lucru? Pentru că la finele anului 2016, o grupare foarte bine organizată, dornică de îmbogățire imediată, au pătruns în casa mea pentru a-mi fura mie prezentul și copilului meu viitorul. Zadarnic am încercat să mă opun, n-am reușit. Strigătul meu de disperare l-am făcut auzit pentru prima dată imediat după 30 ianuarie 2018, când huliganii ăia s-au gândit că trebuie să-și facă legile după bunul lor plac, pentru a se salva pe ei, pentru a se apreta de caziere și dosare penale. Am ieșit în stradă alături de foarte mulți oameni asemenea mie, dar nu ne-au băgat în seamă. Ne-au ignorat pentru că tupeul lor era fără margine. Erau foarte bine organizați și începuseră să acapareze toate instituțiile statului. Instituții care li se puteau opune în locul meu. Instituții care trebuiau să mă protejeze pe mine și pe tine. Am luptat cu această grupare organizată, dar glasul meu, strigătul vostru de disperare, nu a fost luat în seamă. Treptat, tupeul lor a crescut. Încetul cu încetul, țara devenea a lor. Practic, vocile noastre erau ignorate. Practic, durerea noastră nu mai era ascultată de nimeni. Casa mea, țara mea, continua să se prăbușească în noroi. În august 2018, mii de oameni mi s-au alăturat din nou. 10 august, vă amintiți? Când noi ne-am înarmat cu steaguri și lozinci și am cerut dreptate și justiție. Ce au făcut acești oameni? Ne-au brutalizat și au asnuțit câinii turbați ai jandarmeriei pe noi. Ne-au gazat, ne-au bătut, iar ei se uitau de pe ferestrele Palatului Victoria și zâmbeau satisfăcuți că noi, cei care luptăm pentru viitorul copiilor noștri, vom fi învinși. Ne gândeam mereu ce trebuie să facem, cum putem să salvăm această țară. Și m-am amintit că și noi avem o armă, o puternică armă pe care trebuie să o folosim. Și astfel am recurs la ea, la ștampilă. Conform uzanțelor, am tras primul foc de avertisment în aer. Vă amintiți? L-am tras pe 26 mai. A fost primul foc de avertisment. Pentru moment ei s-au blocat, dar imediat și-au revenit și s-au regrupat. Nici atunci nu ne-au băgat în seamă. Au continuat să mintă, să amenințe, să demonstreze că de fapt totul este a lor, iar noi intrăm în acel tot pe care ei îl cârmuiesc așa cum vor ei. Dar nici noi n-am renunțat și nici eu. În data de 10 noiembrie am înclinat brațul înarmat la 45 de grade, fără să-i luăm prea mult în țintă. Am tras al doilea foc de avertisment. Ei au crezut că blufăm. S-au gândit că pot să ne lepească această armă, o pot bloca, o pot izola și au continuat să ne amenințe, să mintă.
au continuat să spună că noi nu înțelegem că de fapt ei sunt aleșii noștri, că ei trebuie să-și ducă până la capăt dorința lor de cârmuire, fără ca nimeni să-i tragă la răspundere. Numai că răbdarea mea și a ta, duminica trecută, a ajuns la final. Și atunci, cu toții, ne-am gândit să-i luăm în țintă. Am înclinat brațul înarmat paralel cu pământul, i-am luat în vizor, mi-am ținut respirația pentru a nu rata ținta și am tras. Imediat după detonatura armei, s-a auzit pocnind de nos. Era osul piciorului lor, pentru că noi am tras la picioare, pentru că noi nu le vrem sfârșitul. Vrem doar să se tărască prin noroi în care se laudă că ne-am scos. Asta e. Duminica trecută am făcut us de armă. Și nu uitați, cea mai puternică armă. Dragii mei, le-am dat o lecție, nu numai lor, ci tuturor celor care vor să ne fure viitorul copiilor noștri. Pentru că noi, oamenii simpli, oamenii de bună credință, avem această armă, ștampila. Și vă rog, nu uitați de ea. E pavăza noastră. Atât am avut să vă spun, prieteni, cei care au putut să înțeleagă mesajul meu, l-au înțeles. Închei această scurtă emisiune rugându-vă să nu uitați. Suntem puternici, suntem mulți, iar ei nu-și pot bate joc de noi, dar mai ales de copiii noștri. Până la următoarea întâlnire a emisiunii Gândului Bălan, vă rog din suflet, cugetați ca să supraviețuim. O seară bună să aveți!